emoții mari, îmi dau seama că nu vă dați seama ce se întâmplă aici. Vă explic. Eu mă numesc Maria Ciorici și am venit să vă fericit cu mare drag. Astăzi sunteți omageată. Astăzi cineva tare drag și scump s-a gândit să vă bucuri în așa mod. V-am adus niște floricele frumoase, vă rog frumos să o susțineți. Care emoții și ea și eu și toată lumea. Aplauze așa cu floricele frumoase. Ca și dumneavoastră și sufletul dumneavoastră. Tortul deja băiatul m-a ajutat și l-a dat. Eu îl iau înapoi, dacă nu vă supărați, vă pun pe masă. Cât la emoții, să-i faci fierul. Și o șampanie așa gustoasă de tot. La dumneavoastră și la toată lumea. Și dumneavoastră tot, așa, nu vă rușinați, veniți mai aproape. Dacă v-ați, cred că deja v-ați dat seama, este prezent aici cu noi online Liliana, așa? Bună seara! Bună seara, Lilian! Eu nu știu unde ești tu la televizor la noi noapte, n-am înțeles. Anglia! A, și ajung și zăpadă aveți, nu-i dreptate, nu-i nici zăpadă și nici soare, n-avem dreptate. Așa, eu mă bucur tare mult că sunteți aici prezenți câțiva oameni și doamna Veronica v-am pregătit o poezie. V-am scris cu mare drag. Vă mulțumesc! Da. V-am scris o poezie pe care vă dedic cu mare drag. Este din partea, deja v-ați dat seama, din partea fiului care este în depărtare, care n-a putut veni acasă să vă fericite, dar m-a trimis pe mine cu această felicitare și vrea să vă transmită că vă iubește mult, că vă este recunoscător pentru tot ce ați făcut pentru el, pentru nepoți. Și următoarea poezie este pentru dumneavoastră. Ești cea mai bună mamă și bunică, cea mai scumpă pe pământ. Ai avut grijă de nepoți singurică, au rămas de mici fără mămică. M-ai susținut atât de mult pe mine, mi-ai fost aproape la bine și la greu. Îți doresc din suflet numai bine să te aibă în pază, Dumnezeu. Multă, multă sănătate și bucurie alături de cei dragi. Mult noroc și spor în toate, împlinire în tot ce faci. Fii mereu iubită, fericită și de familie apreciată. De bolile toate să fii păzită și de rele protejată. Bucură-te din plin de viață, savurează fiecare clipă. Nu uita, mămică dragă, te iubim și vrem să te vedem fericită. Fie ca viața ta să fie o poveste de unde niciodată n-ai pleca, iar casa să-ți fie plină de zâmbete de la oamenii tăi dragi și familia ta. Îți dorim ca această zi să-ți rămână veșnic în memorie și nu uita oriunde ai fi, în gânduri și în inimă, va fi alături de tine al tău fiu. Mămica mea iubită, am apărut pe această lume mulțumit ție. Îți mulțumesc pentru căldură, pentru dragoste și pentru toate nopțile fără somn petrecute lângă pătucul meu. Tot ce știu și tot ce pot face acum este datorită ție și educației care mi-ai dat împreună cu toată familia care mi-a fost aproape. Te iubesc foarte mult și îți doresc sănătate la infinit și un ocean de zile fericite. La mulți ani, mamă dragă, din partea fiului Lilian și nepoței dragi. Aplauze, vă rog eu mult, care emoții, doamna Veronica și dumneavoastră tot. Eu îmi dau seama că în spatele dumneavoastră și în anii trăiți se ascund multe, multe încercări și greutăți pe care le-ați înfruntat și ați fost puternică. Ați învins, ați fost o luptătoare și acum sunteți o câștigătoare că ați primit dragostea lor un dar, recunoștința și mulțumirea că sunteți și ați fost o mamă și o bunică foarte bună. Noi înregistrăm acest moment, văd că și voi filmați. Ce vreți să-i transmiteți lui Lilian, la nepoții, la toți, la toată lumea, care sunt aici? Sănătate, fericire. Așa, la microfon. Sănătate, fericire. Să ai cel mai bun pe lume, să aibă, să asculte unul pe altul, să aibă bucurie, să fie că am nicol, că am strănepoții de la și strănepoți încă. Da, avem noi strănepoți. Și sănătoși, și să crească mari, să asculte și ei părinții lor, să aibă și bucurie, și pas, mamă, sănătate și pas. Așa. Aplauze. Haideți să susținem așa cu aplauze, pentru că vă dați seama, sunteți și voi aici încă nu oaspeți, n-au venit. Am înțeles că din mulți oaspeți, așa? Ei, câți ori, cum mama spune, câți ori și atâți ori și. Câți ori veni, atâți ori veni.
Dar vreau să vă cânt o melodie, fiindcă să vă ridic o leacă așa moralul și dispoziția. Lăsăm lacrima la o parte, ștergem lacrima de pe ochi și vreau să vă dedic prima dedicație muzicală. Azi e ziua mamei mele, pentru doamna Veronica și pentru toată lumea asta. Haideți așa frumos, cu bani luni de mânuță, să dansăm și spuneți. Facem un pic de chef pentru doamna Veronica și toată lumea care sunteți aici alături. Și mai tare, poate eu la șocolată. Hai așa, oh, 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 așa. Așa, haideți să facem așa, că suntem puțin de buni. Uite așa. Toată familia își dorește să trăiți mulți, mulți ani înainte. Aplauze, vă rog eu!